cake din albușuri. Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și astăzi vom face acest cake, un cake din albușuri. Ia uitați cum... Și să tăiem o felie să vedem cum arată și în interior. Să scoatem felia. Ia uitați. Uitați cât este de pufos. Vedeți? Așa arată. Este super, super pufos. Doar din albușuri. Un deliciu. Ia uitați. Așa arată. Ia uitați, sunt întors și invers. Am pus mai întâi partea albă jos și după aceea am pus cacao. Le-am amestecat și deasupra am pus ciocolata. Să vedeți. Ia uitați cum arată. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Într-un bol vom pune doar albușurile de la ouă. O să punem albușurile în acest bol. Și o să le separăm așa, unul câte unul. Așa. Albușurile de la 8 ouă și o să începem să le mixăm. Cu un mixer, așa. Acum o să adăugăm și 250 de grame de zahăr. Și o să batem totul până o să obținem o bezea plucioasă. O să mixăm până o să obținem acea bezea lucioasă și nu se mai simte zahărul. Așa, bezeaua noastră este gata, vedeți? Încercați cu degetul să vedeți dacă se simte zahărul. Da? Și dacă zahărul nu se mai simte, atunci bezeaua este gata, este bătută bine și zahărul s-a topit. Și acum? Acum într-un alt bol o să punem 175 de ulei. Deci îl cântăriți. 175. Puneți puțin mai mult, că mai rămâne pe pereții, așa, deci 175 de ulei, cântărim totul în grame, așa. O să adăugăm 350 de grame de făină, așa, o punem pe toată, așa. Adăugăm 1 praf de sare, 16 grame de praf de copt și amestecăm. Amestecăm așa bine. Așa. Amestecăm bine, bine.
după ce am amestecat bine, bine, acum, așa, așa, am amestecat așa bine făină cu uleiul, cu praful de copt și cu praful de sare și acum o să adăugăm puțin câte puțin din bezeaua noastră. Și o să amestecăm așa încet, 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 să incorporăm totul. Așa. Așa, puțin câte puțin. Putem adăuga și coajă de lămâie sau eu am să adaug de această dată pasta de mandarine, pasta mea de mandarine. Puteți adăuga și coajă de lămâie, coajă de portocale. Eu am să adaug astăzi pasta de mandarine și dacă ați făcut-o, să încercați să vedeți ce bunătate, mai ales împreună cu ciocolata, cu cacao. Un gust foarte bun. Și acum amestecăm, amestecăm încet, încet, așa, până incorporăm totul. Așa. Așa. Și adăugăm de câte puțin, câte puțin. Vedeți? Încet, încet amestecăm. Mai adăugăm puțin albuș. Așa. Până îl punem pe tot. Și amestecăm încet. Așa, amestecăm bine. Am pus aproape totul. Am mai lăsat 3 linguri circa ca să adăugăm cacao și apoi o să împărțim compoziția în două. Așa, amestecăm acum bine totul. Așa. Așa. Ia uitați compoziția cum arată. De jos în sus ridicăm ca să amestecăm totul, să fie totul bine amestecat. Așa. Așa. Și acum, unde au rămas albușurile, o să adăugăm 30 de grame de cacao. Circa o lingură de rom. Să pun pe tot. Și amestecăm. Așa. Și acum adăugăm din compoziția noastră, o să începem să adăugăm așa, de jumătate și tot la fel, o să adăugăm puțin câte puțin. Așa. Și amestecăm așa. Încet. Așa. O să mai dau puțin. Așa. Și amestecăm încet. Așa.
Mai adaug puțin și după aceea adaugăm restul, jumătate din compoziție. Așa. Acum împărțim în două. Și am să adaug jumătate din compoziție, am să o adaug aici. Așa. Și amestecăm tot așa, de jos în sus. Așa. Adăugăm puțin ca să avem jumătate și jumătate. Încă o lingură și gata. Așa. Și amestecăm. Și eu mi-am pregătit o tavă rotundă. De chec. Așa. Ia uitați cum arată. Super. Așa. Și mi-am pregătit o tavă. Ia uitați. De 26 diametru și are circa 8 înălțime. Și o să le punem, o să punem compoziția. Acum o puneți în straturi, cum doriți. Și am să pun așa. Așa. Să o pun mai întâi pe cea albă și după aceea pe cea cu cacao. Așa. Și o să completăm la sfârșit cu ciocolată. Așa. Așa. Acum punem și pe cea cu ciocolată. Așa. Punem așa peste tot. Întoarcem ca să o punem pe toată. Așa. Pune absolut tot. Și acum putem amesteca. Ia uitați. Așa. Acum o să punem ciocolata peste. O să lăsăm așa. Acum o să punem ciocolata peste, după ce am amestecat așa bine. Aici am circa 80 de grame de ciocolată. Acum fiecare pune cât dorește. Așa. O parte o să intre, o parte o să rămână. Vom vedea. Și o să punem așa peste tot. Peste tot o să punem. Ia uitați. Băgăm așa înăuntru. Așa.
Și acum dăm la cuptor la 180 de grade și lăsăm circa 45-50 de minute. Checul nostru este gata, l-am scos din cuptor. Verificăm cu o scobitoare și dacă scobitoarea este curată și nu se lipește, înseamnă că este gata. Da? Ia uitați, nu are nimic pe ea, să băgăm și aici. Ia uitați, este curată. Deci înseamnă că este copt. Ia uitați, este curată. Deci în momentul când scobitoarea, deși aluatul nu se lipește, atunci checul nostru, cozonacul, pâinea este gata. O lăsăm să se răcească și apoi o scoatem din formă. Ea s-a răcit. Acum să punem pe o farfurie. Așa, și să scoatem încet. Ia uitați, pe dedesubt. Oh! Așa, ia uitați cum arată. E super, super, super. Vedeți? S-a răcit. Așa. Să tăiem. Să scoatem felia. Ia uitați. Uitați cât este de bufos. Vedeți? Așa arată. Este super, super bufos. Doar din albușuri. Și eu vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Vă doresc multă, multă sănătate și tot ce este mai bun pe lumea aceasta. Și vă mulțumesc din suflet, din suflet, din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Eu cu mare drag fac rețetele pentru voi. Dacă aveți neclarități, să-mi lăsați mesaje, comentarii și să-mi spuneți, să mă întrebați dacă nu știți ceva. Aceasta este rețeta din albușuri. Nu știu dacă se vede bine. Este pufoasă, pufoasă. Astăzi am făcut. Abia s-a răcit. Și o zi frumoasă în continuare. La revedere. Vă pup dulce pe toți.